bună, numele meu este Corina, iar astăzi vreau să vă arăt tot ce am cumpărat eu din Auchan, Kaufland și MaxiPet, pentru că a trebuit să mă duc să-i cumpăr și mâncare cățelușului meu, așa că am 3 pungi mari, la modul atât de mari, și să începem. O să încep cu prima pungă care este lângă mine, m-am făcut deja comodă, o să pun în partea mea stângă. Și să știți că sunt puse în pungi așa, că n-am stat să le sortez la casă, pentru că aveam pungile în mașină, așa că înțelegeți voi. Mi-am cumpărat o brânză topită de la Hochland, brânză topită cu smântână, pentru sandvișuri, un salam de Sibiu de la Auchan, sau Auchan, sau Auchan, eu o să-i spun Auchan, așa că dacă vreți să mă corectați, aveți acolo secțiunea de comentarii, unde puteți, bineînțeles, să-mi lăsați și un like și un subscribe. Ok. Mi-am cumpărat babic. Este preferatul meu. Îmi place să-l mănânc gol. Să-l tai așa feliuțe, mă, și să-l mănânc simplu, fără pâine, fără altceva. Îl ador. Dacă n-ați încercat până acum, dați-i o șansă. O șansă. Atâta vă cere nea babic. Am cumpărat griși de la Kaufland, deoarece am văzut pe YouTube o fată, Madalina, a făcut icre. Mă, și mi-a făcut o poftă, așa că am zis că vreau să fac neapărat icre cu griși. Pentru că eu nu știu să fac nici normale, dar aminte cu griși. Așa că o să de mama să le facă, deci nu mă mai dau mare, că nu, eu nu știu să fac. Cred că învârț acolo așa și se fac. O cutie de șervețele din acelea de le pui în bucătărie și când ai nevoie hâț, plângi unul. Oh, stați, aici țigările mele. Asta, nu știu dacă i-ați văzut, mie nu-mi place asta cu ciocolată. Mă, dar ăsta alb este de la Heidi. Este incredibil de bun. Eu voiam doar să-mi iau mai multe bucăți de-astea mici, dar era un de-asta 5 lei și am zis, bă, oricum eu îl vreau doar pe ăsta alb, pe ăsta oricum mai mult ca sigur o să-l arunc dacă nu-l mănâncă mama, deci iau doar unul, oricum nu ne omorâm după ciocolată. Pentru Rich de la MaxiPet am cumpărat aceste bețișoare cu cărniță. Eu vă sfătuiesc să le cumpărați cățelușilor voștri, cățelușilor voștri, astfel de gustări, pentru că sunt incredibile și vă spun asta din ce cauză, nu că aș fi mâncat eu, ci pentru că Rich este foarte, foarte pretențios când vine vorba de snacks-uri și astea sunt singurele pe care le adoră deja când vede punga, foșnăitul acestei punge, ce acolo, vreau. Așa că încercați-le, sunt 10 lei și 50 de bani la MaxiPet. Și i-am cumpărat 3, ca să știți. Gata, că nu vă păcăl. Am cumpărat 3 pungi, da? Am mai cumpărat o pungă de chipsuri de la Chio. Pastea cu piața! Altele cu brânză. Sper să fie ok. Pastea nu l-am încercat, pe alea cu pizza le-am mai încercat și mi-au plăcut. Astea habar n-o tengo. Mami și-a luat un Nes pentru că ea bea Nes. Eu nu beau niciodată nici cafea, nici Nes, pentru că nu vreau să deschid acest subiect. Și tot mama și-a luat de la Kaufland acest sos tartar. Stați, așa. Mi-a zis ea că îi place foarte mult. Eu nu l-am încercat. Știu într-adevăr că se mănâncă cu pește, dar o să-l mâncăm, cred că, cu pui, pentru că am cumpărat un pui la rotisor din Auchan, așa că... Mergem mai departe. Doamne, cât de grea e asta! O să încep cu această tartă pe care și-a luat-o mama și se prelinge pe aici. Ok, o să o pun aici sus să nu murdăresc canapeaua. Din DM mi-am cumpărat această loțiune de la Balea cu cocos. Eu am căutat-o foarte mult când a apărut, doar că
nu se mai găsea nicăieri. Și mie îmi place foarte mult cocosul și să-l mănânc și sub formă de cremă, gel de duș, nu mă deranjează, ba chiar îl ador. Ei, păi n-am luat eu tampoane zilnice, ba da, am luat, că nu mai aveam, că dacă am fost și plecată și am fost și izolată, vă dați seama că... A, voiam să vă arăt ceva, pentru că tot așa, eu știți că eu mă uit la vlogurile tuturor, mai ales din România, eu chiar mă uit la fete. Și am văzut la o fată, dar nu mai știu cum o cheamă, aceste șervețele demachiante, stați să le apropii să și vedeți, exfoliante. Și ea spunea acolo că o parte este abrazivă, să vă curețe foarte bine fața și o parte este normală. Și ți-o curăță incredibil. A, păi dacă mie nu-mi curăță nici asta fața incredibil, o să vă spun, o să fac un test la ea și o să vă spun. Nu știu că eu deja mă supăr. Știți ce zic? Pentru că cum mi-am luat și țeapă cu dermacolul, niște geluri de duș de tot. Sper asta să fie ok. Au fost 4,50 lei o bucată. Haideți să vă arăt că dacă tot suntem la capitolul ăsta, creme nebunii. Șamponul acesta, stați cum să vi-l arăt, așa, de la Pantene. Mă, voi știți cum este? Demențial. Miroase super bine. Eu l-am descoperit dintr-o greșeală. L-am cumpărat pentru că avea ambalajul frumos și de atunci mi l-am recumpărat. Problema care este? Că nu-l găsiți decât la DM. Nu-l găsiți în Auchan, Kaufland, Mega sau altele. Îl găsiți doar la DM. Într-adevăr, grămașul este cam mic. Are doar 160 de mililitri. Gândiți-vă că este mic, pentru că un șampon are minim 200. Dar îți lasă un păr super moale, super catifelat. Nu am mai cumpărat acum balsamul pentru că mi-am cumpărat alte balsameuri, balsame de păr din Anglia. Înțelegeți voi, dar încercați, îl jur, nu o să vă pară rău. Așa, mai am ceva. Mai am. Apa micelară, Garnier, pe care, Doamne, dumnezeiască, n-are cum să vă lipsească din casă. Niciodată, cea de la Nivea nu mi se pare ok. Vă mai aduceți aminte că erau peștișorii de îi mâncam noi? Vreau să-i mănânc din nou într-o seară. Ce am aici? Crem vuș, pentru că mi-am făcut în ultimul timp poftă domnul Mihai și mâncam mereu pe video când stăteam. Bine, noi facem un grup frumos pe House Party și stăm pe video. Și mâncam mereu crembuști, așa că am luat și eu Mihai crembuști. Aia, mi-ai făcut pofta, acum recunosc în fața tuturor. Măsline negre fără sâmburi, pentru că nu suport să ciolfă efectiv la măslina aia cu sâmbure și să rămână așa printre dinți. M-am dus și la farmacie și mi-am luat anticoncepționale. Niște pâinică cu ceapă, scrie aici. Chifle, pave cu ceapă și mălai. Eu sper să fie bune cu icrele alea pe care le va face mama care a venit afară, de afară cu cățelul. Așa. 1 lei pentru icre. Mamă, dar mai am, frate. Și această mască la fel, pentru că tot aseară am intrat pe YouTube și am văzut că îi făcea o fată super reclamă, super nebunie. Și am zis, bă, e 16,50 lei la Auchan, hai, de ce să nu-i dau o șansă și ei? Pentru că este cu cocos. Așa că o să vă spun și despre ea la produse favorite sau vai de mama lor că mi-am luat țeapă cu ele. Știți ce zic? Icre de herring. Sunt ale albe, știți ce zic? Pale, o să le facem. Țigări. Brânză de la țărania care sunt pe lângă Auchan. Vezi, domne, produse bio nebunii. Gata și punga asta. Trecem la ultima pungă din care vom scoate un mop pentru că trebuie să speli pe jos acum că ești în pandemie. Și nu doar în pandemie, trebuie să speli pe jos zilnic din punctul meu de vedere să miroasă frumos în casă. Da?
Deci spălați pe jos. Un gel de duș tot de la Balea cu haide să vă arăt fructele mai bine. Caramel, afine și am un lapsus și înțelegeți voi. Ce? Coacăze. Și coacăze și mai e, nu mure, mă, la roz. Acesta cu... Stai să vi-l arăt tot așa. Am lapsus la fructele. Zmeurică, mă. Doamne, zmeurică. E cu zmeurică. L-am luat și pe acesta, pentru că... mereu când văd geluri de duș, acum o să fiu ceva genul. Nu mine să cred că mi-am mare țeapă cu alea de la Dermacol. Ok. Niște pliculețe de-astea, cappuccino cu caramel, pentru că le-a vrut mama. După cum v-am zis, eu nu mă omor după chestii de genul cu cafea, necafea. Doar așa să-mi fac o poză și nici atunci că uit să-mi fac poza. Niște cârnăciori semi-afumați de la Meda. Să-i băgăm în omletă sau prăjiți sau cum o vrea mama să-i facă. Facem cu piure? Sau cu piure, da? Ok. Pâine caldă. Asta, mamă, încă e caldă. Și miroase foarte bine. E pâine cu maia. Pâine cu maia scrie pe ea. O fi... maia. Cu maia. Maia. Cu maia e. Cu maia, cu maia. Stai. Stai, stai că mai am aici. Știi că le pui pe toate la loc acum, nu? Tu le-ai scos. Nu e adevărat. E foarte adevărat. Nu, o să le punem împreună. Nu cred. De la pâinea aia, de la pui. Mami ia cozonacul ăsta. Voiam să vă arăt că am și un cozonac cu multă nucă și ce a mai zis mama. Problema este că de la pui, care este în pungă, asta s-a murdărit. Nu s-a murdărit, că este în pungă. Bine, a transpirat puiul. De asta mă era pâinea caldă, că era în punga cu puiul. Păi da, de ce ne-am dus acolo? Și aici este puiul de la Oșan. Pe care gata, a făcut rotisat. Gata, a făcut rotisat, dar nu vi-l mai arăt, că vă prindeți voi. Că-l mâncăm acum. Și-l și predau ca să nu... ca să nu mă murdăresc de pui. În caz că vă întrebați, și poate nu vă întrebați, dar eu, că sunt foarte sinceră, vreau să vă spun, această ținută, gen... cu pantalon, cu bluză, cu tot. Este o pijama. Eu așa m-am dus să-mi fac cumpărăturile, pentru că eu așa mă simt comod. Și nimeni nu cred că și-a dat seama. Și cu această jachetă poți zici că ar fi un training mai pe boschetăreală. Gata. Acesta a fost filmulețul de astăzi. Sper că v-a plăcut filmulețul acesta cu o grămadă de produse și sper să încercați totuși și babicola, pentru că e foarte bun. Și ce v-am mai arătat eu pe aici, că am așa multe că nici nu mai mie sunt ochi. Așa că dați acolo un like și un subscribe și ne vedem data viitoare! Mua!